New Yorkezii intră în spiritul sărbătorilor de iarnă. În fața clădirii Rockefeller s-a aprins deja celebrul brad de Crăciun, unul dintre cei mai frumoși din Statele Unite. Pomul este înalt de 28 de metri și este luminat cu ajutorul a peste 50.000 de beculețe. A 84-a ceremonie de aprindere a luminilor care decorează bradul din piața Rockefeller a fost transmisă în direct la televizor și privită la fața locului de mii de turiști și de newyorkezi. Evenimentul din cartierul Manhattan a devenit una dintre cele mai îndrăgite tradiții la New York. Well, technically yes. I tried like 12 years ago, but got stopped by the barricades because I didn't get out here early enough. So I'm trying to make up for that. Primul brad Rockefeller a fost inaugurat în 1931. De atunci, pomii de Crăciun amplasați aici au devenit tot mai frumoși și mai impozanți. Anul acesta, bradul cântărește 14 tone și a fost donat de o familie care trăiește în munții Catskill, aflați la nord de metropolă. It was clearly a win-win situation. I mean, it monopolized our backyard and we just didn't have the space back there for it. It outgrew it. And then for us to be able to donate it to the Rockefeller Center, and if you look around here tonight, there's thousands of people here enjoying this event, and throughout the holiday season there'll be thousands of pictures taken in front of that tree. So. În 2016, luminile multicolore au fost aprinse de primarul New Yorkului, Bill de Blasio, și de Alec Baldwin alături de Kate McKinnon. Actorii au fost aleși pentru că i-au interpretat anul acesta pe alți doi newyorkezi celebri, Donald Trump și Hillary Clinton, în emisiunea de comedie Saturday Night Live.